Vezi că vine Vlad, ești pregătit? Dacă iar un șau, mor. Vlad, bă, deja mi-e frică. Hai, dă-ți masca. Bună! Salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, în sfârșit, a ajuns ziua în care vă arăt ce modificări am făcut la casă. V-am zis în turul casei că urmează să facem niște modificări la casă. Și ăsta este doar începutul. Momentan nu am terminat toate modificările, dar piesa de rezistență, a.k.a. tavanul, este gata. Puteți să vă uitați în toată măiestria lui. Și o să mă întrebați, Vlade, aveai tavanul alb. De ce pana mea l-ai făcut negru? Cu ce te ajută? Bună întrebare, lăsați-mă să vă arăt de ce este un tavan negru și de ce am vrut să schimb tavanul. Ta-da! Bă, sincer, mi-am dorit de foarte multă vreme să fac asta și efectiv iubesc luminile, iubesc tot ce ține de lumini RGB colorate în casă și am ținut neapărat să o fac. Urmează să-mi pun exact același tavan și în dormitor și multe alte chestii pe pereți, de-abia aștept. Tavanul l-a pus Adi împreună cu Cristi de la Pasăre Acustic. Dacă vreți și voi așa tavan șmecher, vă las Instagramul lui Adi în descriere și chiar aici pe ecran. Contactații. Mâna de lucru este impecabilă, materialele foarte mare calitate, recomand. Iar acum eu azi o să-mi surprind prietenii și vreau să văd ce reacție au ei când o să vadă acest tavan. Așa că hai să chemăm și să vedem ce reacție au. Bună. Dar ce e asta? Voiam să-ți arăt noile modificări la casă. Ce mișto! Băi, nene, stai să mă descalț că intru. Da, da, da. Gen sub stele. Rolls Royce puțin? Da, omul meu s-a pus cozy direct. Nu știu dacă ai văzut ce circulă pe TikTok, dar am văzut niște comentarii interesante de la oameni. Așa e, am văzut și eu. Toată lumea în comentarii, Ship, Cianca. Aoleu, sună îngrozitor. Bine, Beanu. Beanu. Ceanu sigur a văzut și el comentariile, așa că hai să-i facem un prank, nu știu. Da, spune că am citit singura comentariile și... Îi zic că sunt singura acasă și că mă plictisesc și că dacă vrea să vină pe la mine să facem ceva de mâncare. Nu, ceva de mâncare că e basic shit. E scurt și pe doi. Sunt singura acasă, 07, n-am cartela, ce vrei să zic? Vrea să uită la un film. Asta v-am zis. Wow. Păi eu cât să răspunde instant. Ce faci? Ai treabă? Într-o oră, gen? Eram singură și v-am zis dacă n-aveam ce să fac și dacă vrei să vii prea mine, să uită la un film. Dacă ai chef, gen. Da, vin. Haide că-ți dau... Vin, hai. Hai, Ceanule, că te aștept. Mâncam ei. La ce film vă uitați, mă? Ia spune, vrei să aleg eu filmul, dragule? Stai, dar de ce e așa? Păi ești de... Ce e asta? Păi da, uite-te mai în detaliu. E mișto. Atât? Wow. Păi dacă mă faci de astea blagiule, normal. Da, mă, e mișto, chiar e super mișto, e super vibe. A, uite-o și pe Bianca. Da, mersi că... Dar totuși ne uităm la filmul ăla după. Bun, Ceanule, de ce m-ai chemat aici? Deci fii atent, Vlad, o să-ți fac astăzi o surpriză. O să fac o cunoștință cu o prietenă de-a mea. Ok, ok. Ca să înțelegeți și voi, am fost cu Vlad împreună la o petrecere acum câteva luni și de atunci a pus ochii pe o fată, băi, frate, băi, deci nu aveți idee cât de stresant a fost omul în seara aia. Deci chiar și în ziua de astăzi încă își mai amintește așa din când în când de ea și tot îmi spune că mamă, ce frumoasă a fost, că mamă, m-am săturat. E mișto, nu? Fata? Da, e mișto fata, chiar e super mișto. Dar n-ai de unde să știi, nu ți-am arătat-o până acum. Și el nu știe de fapt că este vorba de fata asta cu care m-a tot stresat în tot timpul ăsta. Haide! E mișto rău? Băi, îți spune niște fata de aici. Băi, eu sper că o să se panicheze sau măcar să se rușineze puțin. Dar în orice caz, haideți să-i vedem reacția. Țineți-le și voi din spate. Mi-ai zis că mă văd cu prietenă de ta, de ce trebuie să mă legați? Hai mai repede. Era să intru într-un zid. Hai odată, hai. Da, ești pregătit? Sunt foarte pregătit. Hai, poți să-ți dai masca jos. Sigur? Da, hai. Ok. Surpriză! Adi, ce faci? Dacă ne-am că-ți cunosc o prietenă. Păi... Meci pe Tinder puțin. Nu! Trebuie să spun la loc? Da, nu, nu pot să cred așa ceva. Vlad, ești pregătit? Dacă iar un șau, mor. Vlad, bă, deja mi-e frică. Hai, dă-ți masca. Bună de bună! Ok, bună! Bună! Andra! Vlad! Ia zi, știu! Ce părere ai, a?
Mai știi cum mi-ai făcut-o mie? Bă, dar nu ți-a greșit atât de rău. Te înroși, te doare burta sau ce? Hai mă frate, trebuie să fii fericit, ce ai? Dar tu ești în altă direcție, nu vorbești cu mine, da, da, nu? Exact, exact. Bă, voi sunteți de bun, ce e asta? Bine, hai serios să se cunoască. Stăm aici degeaba, efectiv. Eu zic să mergem după ei, că... Da, hai să intrăm peste, hai că v-am lăsat destul să vă cunoașteți, acum e timpul pentru un challenge. Un challenge? Ce challenge? E, hai sus, vă arăt sus. Nu, ce hai. Ce părere ai? Bă, îmi pare ciudat. Mihai! Cine e Mihai? Bă, asta. Să mă toate butoanele. Ia-uzi. O să fac eu? Nu e drept ce faci. De ce? Este și eu. O să vă punem întrebări ca să vedem dacă ați vorbit ceva ca lumea în mașină sau doar întrebări despre ce? Despre voi. Adică sper că v-ați cunoscut. Păi v-ați cunoscut că mă mii despre tine. Și eu o să-mi iau un nou în cap dacă greșesc. Da, ți-ai dat seama. Și la fel și tu, Andra. Hai, care este numele meu întreg? Când tu îi spui ei și ea spune ție numele întreg. Wow. Bune! Haide! Andra. Stai! Mai 5 secunde. 1, Andra, 2, Stefania, 3, Marinescu, 4. E bine. Mamă, da. Așa e? Mai e. Întrebare pentru domnul Vlad. În ce serial ți-a spus Andra că își va face apariția? Așa de atent ești tu la fete, Vlad? Uuuu. Am adus-o degeaba. Dar e zis, nu? E zis o mașină. Adams. Da. Ce zodie sunteți? Să spunem ce pare. Soare faptul de Capricorn? Ești Capricorn? E frică că doar îl lovesc în cap și nu fac... Nu, ai omul meu! Am văzut ce zodie ești. Gemeni. Păi și acum răspunde tu cu zodia. Zodia e. Da. Hai frate, ai o șansă din 12. Berbec. Bulangiule. Fecioară. De ce voiam să zic fecioară? Și eu la fel. Nu? Care e întrebarea? Care e mica partistă e preferată? Bă, ce e asta, frate? E singura mica partistă la care merg într-una, așa am știut. E româncă? Da. N-am dat nicio idee. Da, Malvina ești fan. Oh, viața mea, da, e sora mea. Câte relații am avut până acum? Adică am avut Vlad până acum. Dacă știi ideea? Două. Doar una. Care este sportul pe care l-a performat în copilărie? Știi? Patinaj. Da. Întrebare pentru tine, Andra Marinescu. Ce talent ascuns are Vlad? Un sport. Talentul? Îți place să alergi. Talent. Bianca. Mamă! Băi, să n-am reși că doare. Nu să mori eu! De până cu ei. Mă jur că te-am frate. Nu, e frumos. Că eu s-o văd ce înăuntru. O să se întâmple ne... Nu știu cât știți, dar Ceanu e profesionist în a trozni oase. E profesionist, apropie coatele puțin. Mamă, și apropie puțin coatele. Marș! Stai acolo. Dar și eu vreau, frate, ia fumă și... Trăznești din spate. Stai cum mă ia Cristi Gheolban. Acum ne vom juca. Desenează ce simți sau ceva de genul. E practic telefonul fără fir, doar că prin desene. Singura regulă, apăsați un pic mai tare ca să simțim. Da, și 3, 2, 1 și... Eu simt numai linie. Jur. Efectiv și eu. După cum puteți vedea, mi se mare capul după de aici. Eu cum mai faci așa. Gata. De la mine? De la ce a pornit? Nu pot să cred, băie. Ceanu a simțit pe spatele lui. Două tabele de X și 0. Să mor de n-am simțit asta, băi. Frate, băi, jur că am simțit asta. Tu-ți dai seama ce a ajuns la mine? Și ce a ajuns la mine? Asemănarea e izbitoare. Ai un dat doua. Moș Crăciun. Eu am fost aproape, am brad de Crăciun. What? I-am dus și steluță. Mamă, ești nebun, au avut legătură între ele, gen. Trebuie să iasă în evidență noul tavan. Wow. Mamă, ești tare. Băi, este chiar un tavan?
șmecher. Bine, acum noi vedem.